Stă scris la lege și la mărturie. În epistola către Romani, capitolul 7, cu versetul 18, stă scris: Știu, în adevăr, că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească. Nici unul dintre apostoli sau dintre profeți nu a pretins vreodată că este fără păcat. Oamenii care au trăit cel mai aproape de Dumnezeu, care și-ar fi sacrificat mai degrabă viața decât să comită o faptă rea cu bună știință, cei pe care Dumnezeu îi onorase cu lumină și putere divină, au mărturisit despre păcătoșenia firilor. Ei nu și-au pus încrederea în puterea lor omenească și nu au pretins că ar avea vreo neprihănire personală, ci s-au încrezut pe deplin în neprihănirea Domnului Hristos. La fel va fi cu toți cei care vor privi la Domnul Hristos. Cu fiecare pas înainte în experiența creștină, Pocăința noastră va fi tot mai profundă. Domnul li se adresează acelora pe care i-a iertat Acelora pe care îi recunoaște drept copii ai săi și le spune. Atunci vă veți aduce aminte de purtarea voastră rea și de faptele voastre care nu erau bune. Vă va fi scârbă de voi înși vă din pricina nelegiuirilor și urăcinilor voastre. Ezechiel 36 cu 31. Precum și voi face legământul meu cu tine. Și vei ști că eu sunt Domnul. Ca să-ți aduci aminte de trecut și să roșești, și să nu mai deschizi gura de rușine când îți voi ierta tot ce ai făcut, zice Domnul Dumnezeu. Ezechiel 16, cu versetele 62 și 63. Atunci buzele noastre nu se vor mai deschide pentru a exprima laude de sine. Vom ști că singurul nostru motiv de mândrie se găsește numai în Domnul Hristos. Și ne vom însuși confesiunea Apostolului Pavel care spunea: Știu că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, pentru că, cei drept, am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Roman 7 cu 18. În armonie cu această experiență este și porunca. Duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur, nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum, în lipsa mea. Căci, spunea Pavel, Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea lui și voința și înfăptuirea. Filipeni, capitolul 2. Băsetele 12 și 13. Dumnezeu nu-ți dă motive să te temi că El nu va reuși să-și împlinească făgăduințele, că răbdarea Lui va obosi sau că mila Lui se va epuiza. Temete mai degrabă ca nu cumva voința ta să nu se supună voinței lui Hristos și trăsăturile moștenite sau cultivate ale caracterului tău să nu îți controleze viața căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Temete ca nu cumva eul să se interpună între tine și Marele Maestru. Temete ca nu cumva să-ți pui încrederea în puterea proprie, să-ți retragi mâna din mâna Domnului Hristos și să încerci să mergi pe calea vieții fără prezența sa continuă.